Salut! Bine ai venit la un nou episod de pe WellCode. Sunt în sediul Google din Los Angeles și, așa cum probabil știi, am lansat un video mai vechi în care vorbeam despre avantajele și dezavantajele de a rămâne în țară. M-am întins destul de mult, a fost vreo 20 și ceva de minute și asta o să fie un video mai scurt în care o să-ți fac o listă cu 3 lucruri care există aici în America și nu există în România, dar și 3 lucruri care există în România și nu există în America. Așa că hai să începem! Primul lucru care există aici și nu există aproape deloc în România e reciclarea. În sediul majorității firmelor și în majoritatea caselor există mai multe coșuri de gunoi. Unul cu gunoaie reciclabile, adică carton, plastic și hârtie, unul cu lucruri biodegradabile și unul cu gunoi care nu poate fi reciclat. Și în alte case există doar 2, reciclabile și nereciclabile, și pe urmă se sortează, dar în România nu am văzut aproape nicăieri chestia asta, nu se colectează selectiv, nu se reciclează. Aici sunt multe ambalaje pe care scrie explicit că, uite, partea asta se reciclează, ai grijă să o arunci la gunoiul la care trebuie, sau zice că este compostable și se pune mult accent pe asta, sau vezi ambalaje pe care scrie că sunt făcute din material reciclat. În schimb, în România nu se întâmplă chestia asta și mi se pare că e mare păcat, pentru că de multe ori când mergi la un grătar sau undeva e plin de gunoaie și pe lângă asta mi se pare că e o risipă aiurea de resurse. Al doilea lucru care există aici și nu există în România e Amazon, care probabil că știi, e o firmă care îți aduce colete, îți poți cumpăra tot felul de lucruri faine și da, o să zici că da, poate că există EMAX sau există alte firme, totuși e o diferență destul de mare, pentru că de multe ori, și nu vreau să dau nume de firme de curierat, tu poți să-ți comanzi ceva și să-ți vină după 2-3 săptămâni. În schimb, aici, mai ales dacă ai Amazon Prime, îți vine de multe ori în ziua următoare, deci tu îți comanzi ceva azi și mâine, după amiază, deja îți vine și asta e super tare. În plus, găsești multe lucruri pe care în mod normal în România nu le poți găsi și la multe chestii chiar le găsești la un preț mai ieftin. De exemplu, chiar camera cu care filmez, mi-am comandat-o de pe Amazon Italia și mi-a venit în România și cu transport a fost mai ieftină decât dacă aș fi luat-o de la un magazin românesc, pentru că apar taxe, apare adaosul magazinului și aici cred că taxele sunt mai mici, nici nu știu exact cum funcționează, dar în general prețurile la electrocasnice sunt mai mici și ajung mult mai repede, nu mai sunt probleme cu curierul. Și ultimul lucru care mi se pare super fain, cred că e doar în Los Angeles și în alte câteva orașe, de-abia începe și aici, sunt trotinetele electrice de închiriat și astea sunt foarte, foarte convenabile, pentru că aici distanțele sunt mari. În schimb, există bande de bicicliști care, mă rog, iar sunt un subiect destul de sensibil în România. Și atunci tu, practic, tu mergi cu viteza unei biciclete, poate chiar mai repede, am depășit mulți bicicliști pe trotinete și ajungi destul de repede dintr-un loc în altul, mai ales aici că sunt distanțe mari și nu poți să mergi pe jos și transportul în comun nu e așa bun. Și e super convenabil, adică tu pur și simplu îți iei telefonul, deblochezi, te duci unde vrei să ajungi și după aia blochezi și e super convenabil că le găsești peste tot prin oraș și poți să te deplasezi super ușor. Și acum hai să trecem la lucrurile care există în România și nu există aici. Primul și cel mai important lucru e internetul de mare viteză. De multe ori am dat speed test chiar și pe rețelele de oaspeți de la Google și culmea că internetul pe care poți să ți-l iei de la RDS din România sau de la alte firme, nu vreau să fac reclamă, de la UPC sau de la, cred că aproape orice, e mult, mult mai rapid decât ce se găsește pe aici. Și aici, dacă vrei să îți iei un internet rapid, o să te coste destul de mult. mă rog, o să coste aproape o avere. Deci, lucrul ăsta e un lucru super fain, adică ai acces să-ți descarci tot felul de chestii, cursuri, cărți, filme, poți să înveți foarte mult și foarte ușor, poți să fii un YouTuber și să-ți încarci foarte ușor episoadele comparativ cu aici. Deci eu aici, ca să încarc episodul ăsta la care te uiți, trebuie după ce îl înregistrez să vin la sediul Google să mi-l uploadez, pentru că internetul pe care l-am acasă nu este suficient de rapid. Adică ar trebui practic să las calculatorul peste noapte. Nu știu dacă mai țineți minte când era vremea cu rețelele de blog, cu DC++, poate și când au început torrentele, când dacă vrei să descarci ceva, mă rog, bineînțeles legal, trebuia să-ți lași calculatorul peste noapte. Așa, următorul lucru care există în România și care nu există aici, mă rog, există și aici, doar că aici e iarăși costă o avere, sunt asigurările medicale. Da, într-adevăr, probabil că condițiile din spitalele românești sunt mai proaste. Partea bună e că nu plătești așa de mult. Adică, da, ok, plătești, cred că undeva până maxim 10% din salar, dar poți să te duci la orice clinică de urgențe și să te tratezi, poți să mergi la medicul de familie, și nu știu dacă ai o limită de consult, din câte știu eu nu ai o limită, deci poți să te duci dacă te simți rău, să zicem o dată pe săptămână, poți să te duci, pe când aici dacă vrei să-ți faci un consult, cred că ești restricționat o dată pe an și pe lângă asta trebuie să plătești o grămadă de bani ca să-ți faci asigurare medicală și în funcție de asigurarea medicală pe care o ai, unele lucruri nici nu sunt acoperite. Probabil că știi cazuri de americani care vin în România să-și facă dantura sau să facă diverse chestii și asta e un lucru destul de rău, pentru că mi se pare că ca să poți să fii productiv și să faci lucruri mișto, e important să te simți bine, să nu fii îngrijorat de starea ta de sănătate și practic aici dacă vrei să atingi lucrul ăsta trebuie să dai o avere sau dacă nu, trebuie să ai foarte mare grijă de tine, să nu te îmbolnăvești și de multe ori chiar dacă ai o asigurare medicală care zicem că îți acoperă majoritatea, care îți acoperă o grămadă de lucruri, tot trebuie să te duci până, nu știu, câteodată la capătul pământului, la capătul orașului, pentru că ai doar o listă de clinici la care te poți duce. Ultimul lucru care e iarăși pentru mine foarte important sunt fructele, legumele și alimentele în general. În România e super ușor să te duci la piață, să-ți cumperi niște roșii sau niște legume sau niște ceapă care chiar să aibă gust. Aici sunt produse de multe ori în masă, în cantități foarte mari și poți să-ți iei o ceapă, de exemplu, care să n-aibă gust. Mie mi se pare normal că atunci când mănânci o ceapă, chiar să te piște, să-ți dea lacrimile și să nu poți să mănânci o ceapă întreagă. Aici, practic, poți să mănânci o ceapă ca așa cum mănânci un măr și, sau roșii, poți să mănânci roșii să aibă gust de burete sau de hârtie, cum vrei tu să-ți imaginezi. La fel, pâinea are super mult zahăr, E foarte greu să găsești pâine aici fără zahăr și, în general, alimente fără zahăr, se pune foarte mult zahăr și sunt făcute să aibă gust cât mai bun. Totuși, zahărul de multe ori dăunează și da, practic există lucruri și foarte bune pe care le găsești în România și, în general, sunt mult mai ușor accesibile. Adică zicem că, da, poate și aici poți să te duci la piață, dar că piața se organizează o dată pe săptămână într-un singur loc din oraș și orașul are zeci de kilometri și ca să ajungi dintr-un loc în altul trebuie să faci 1, 2, 3 ore și atunci de multe ori e practic imposibil să îți faci rost de lucrurile pe care le vrei. Eu am fost Petru de la WellCode, asta a fost un video care n-a avut legătură cu programarea, dar sper să te ajute să-ți faci o imagine despre cum stau lucrurile pe aici, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele. Practic, ca să fac un rezumat, infrastructura de aici mai bună sau sunt lucruri care funcționează mai bine, dar la fel sunt și lucruri care funcționează mai rău. Așa că nu e raiul pe pământ nici aici, nici în România, nicăieri nu e raiul pe pământ. Practic, atitudinea ta și cum vezi tu lucrurile poate să te facă să te simți mai bine sau mai rău undeva. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like, să-l distribui pe Facebook ca să audă cât mai multă lume despre noi și îți doresc numai bine.